Am primit 100 de star drop-uri, iar eu în episodul de astăzi voi deschide 500 de star drop-uri pentru a vedea câte legendare pot lua și câte legendare star drop-uri pot primi. Ei bine, răspunsul chiar a fost unul destul de surprinzător. Like și subscribe și eu vă las cu episodul. Avem primele 100 de star drop-uri. Toată lumea a spus că mai mult de o legendar nu pică absolut nimic. Haideți să ne convingem și noi de acest lucru. Să vedem primul star drop. Păcate, iar avem treaba asta cu screen-ul alb, ceea ce mă enervează și mă duce în eroare la reacții, adică glitch-ul ăsta de nu se deschide așa cum trebuie, adică vedeți că sunt vreo 2-3 secunde până când rămâne ecranul acela alb. Puneți-mi în secțiunea de comentarii dacă vouă va pica ceva în cele 100 de star drop-uri pe care le-ați deschis și avem aici prima epică, 100 de credite. Avem prima mitică, ok, să vedem ce ne pică, spray. 5 minutes later. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii câte legendare credeți că iau și avem prima legendară. Bine, să vedem ce ne pic primul star drop legendar și avem Eve. Am luat primul brawler pe clipul acesta care este Eve. Mitică din nou. Nasol așa când îți dă power-up sau coin-uri sau nu știu, încă o mitică. Și este skin pe Mr. P, bă, agent P. Hai, mai dăm ceva bun, încă o legendară ceva. Mitică. Gadget pe Lu. Dropează și un Star Power sau un Hyper Charge. Sunt curios dacă o să-mi dea Hyper Charge. Ia să vedem, a doua legendară. Și e Star Power pe Mandy. Următoarele 100 de Star Drop-uri. Să vedem dacă aici avem mai mult noroc. Primul. Nici nu mă așteptam la altceva. Epică. Care este skin. Bă, vezi că e bine. Și ne dă și un pin. Mai departe. Tică. Să vedem ce ne pică de aici. Spray. Poate de aici. Și Gadget pe Jesse. Mythic, hai, poate ne dă un brawler. No, mă, player icon. Vreau legendare. Bine. Hai, ceva bun. Nope. Bă, asta e o glumă. Asta e cea mai proastă glumă. Cum să-mi dai 1000 de bănuți? Pe bune Supercell? Pe bune Supercell? Mythic, hai să vedem. Poate de aici ne pică totuși ceva. Nu cred așa ceva. Insane așa ceva. E ireal ce s-a întâmplat. Hai, legendară. Legendară, încă o legendară. Să vedem ce ne pică. Avem brawler sau skin? Nu avem brawler. Bine, încă un brawler. Legendară, dăm legendar. Nu cred. E skin pe Sprout. Nu, e chiar Sprout, lol, am crezut că e skin pe Sprout. Bine, vezi că e bine. Deci până acum ne-a picat legendară. Încă o mitică, de fapt doar star drop legendar vreau să zic. Să vedem un pin pe Piper. Până acum ne-a picat epică, mitică. Nu ne-a dat niciun brawler legendar. Bun, până acum avem 300 de star drop-uri. Să vedem și din acestea ce o să ne pice. Poate luăm și pe contul ăsta un brawler mitic. Să vedem, avem mitică. Vedem ce ne pică. Nu, n-avem absolut deloc noroc. Totuși, poate luăm o legendară. Ok, și avem skin pe Chuck. Așa se pronunță, nu? Cu o mitică. Și de aici 200 de credite. Am început în forță. Nu ne jucăm aici, băieți. Le dăm direct să vedem dacă ne pică și nouă măcar o legendară. Am omorât taciul telefonului ăstuia de când tot apăs aici, tot spamez să îmi pice și mie măcar ceva bun și îmi dă în continuu numai rară. Dă, bă, o legendară, bă, o legendară. N-ai auzit de legendară? E țeapă, mă, e țeapă. Vezi că nu mai e țeapă, vezi că nu mai e țeapă. Hai, dă ceva bun. Bă, Gadget pe Griff. Doamne, o să am de editat la clipul ăsta. Mitic, bine, mă. Apăsați butonul de like chiar acum. Am motivat și ne-a picat Sam. Încă un brawler. Bă, vezi că avem toate epicele. Avem toate epicele acum. Nu știu ce ne mai lipsește de pe contul ăsta. Mitic. Bun, hai. Ha. Cele mai mari. Țepe legendari. Vezi că e legendari, legendari. Hai. Dă ceva bun de aici. Dă ceva... Nu. Ai auzit de brawler? Sau de Hyper Charge? Putea totuși să ne mai dea o mitică. Băieți, pentru că noi nu renunțăm atât de ușor, mai avem încă 100 de star drop-uri, până acum 400 de star drop-uri. Hai, sper celulă. Legendare, bine. Hai, ceva bun. Și e skin pe Bull. Nu. Dar când văd ce reward-uri îmi pică mitică, hai, nici nu mă mai bucur. Doamne, player icon. Bă, măcar e mișto player icon-ul ăsta. Mitică, doamne, hai, dă. Nu, mă, dă gadget. Mie gadget între. Nici măcar skin-uri nu mai pică. Nice, rău de tot. Super seal. Deja mă doare degetul. Mitic,
Brawler, cred că e Brawler, nu e skin. Doamne, 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 nu, nu mai vreau skin-ul, nu, nu. Mâine dimineață, hai, legendary. Bine, 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 bine. Bun, ceva bun, ceva bun, iar e skin. Nu vreau skin, nu, nu am nevoie de skin pe Daryl, că n-am ce să fac, mitică, hai, dă de aici. Și stai să ghicesc, cred că este încă un skin. A, nu, sunt 200 de credite. Bă, ce noroc, că după 400 de star drop-uri, măcar un brawler legendar n-am luat și eu. Din păcate, pe următorul cont au fost deja deschise cele 100 de star drop-uri, dar să recompensăm cu niște mega piguri și câte star drop-uri din Brawl Pass. Pentru voi va fi o secundă, pentru mine o eternitate. Haideți să vedem primele 10 star drop-uri. Epică, mitică și skin pe Mandy. Și acela a fost ultimul star drop. 20 de star drop-uri. Apropo, suntem la legendarii, bă, ești nebun? Primul legendarii. Hai să vedem. Nope. De data aceasta a fost ceva mai bine, adică am luat o legendară. Acestea sunt reward-urile. 20 de star drop-uri. Pur mitică, din nou nu mă lasă să vorbesc jocul acesta, haideți să vedem ce ne pică, 500 de bănuți. Nu sunteți convinși de numărul, iar mitică, bă, lasă-mă să vorbesc, e bine că-mi dai mitică, iar mitică, ce se întâmplă că e legendary? Ce ne pică și skin pe Sprout de 79 de gemuri și ultimul star drop ne aduce 50 de power, bă, skin. Vezi că e bine, dar deocamdată n-am luat niciun brawler. 16 star drop-uri. Ultimele 4 star drop-uri, super rară. Mitică, ok, vezi că e bine. Și gadget pe Dynamite. Și din nou rară. Ok, mă băieți, am achiziționat Brawl Pass-ul. Acum este momentul să completăm cele 500 de star drop-uri. Adică aici jos avem 35 de star drop-uri. Am nevoie de foarte mult power-up. Avem prima mitică și este skin pe Edgar. Aveam deja două skin-uri pe Edgar. Încă un mitic, să vedem ce ne pică. 200 de credite. Vezi că e bine, o luăm pe Amber. Ah, și deja am trecut la legendary star drop. Nici nu mi-am dat seama. Ah, pe ăsta trebuia să-l las la final. Haideți să-l deschidem acum. Ghinionul meu, norocul vostru. Haideți să vedem ce ne pică din legendary star drop. Și e star power pe Ems. Deschidem și ultimele 10 star drop-uri și vom reuși să o deblocăm. Opa, hopa, hopa, hopa. Încă un legendary. Haideți să vedem ce ne pică de aici. Și bă, bine, bine. Vezi că e bine, schimb pe Surge. Și haideți să o deblocăm și pe Amber. Colectez astea 100 de credite și am deblocat-o. Amber, 6 din 10 legendare. Acum suntem nevoiți să... Aoleu, trebuie să luăm pe Angelo. Ok, mai bine dau 1000 de credite pe o legendară. Am mai deblocat încă un brawler. Avem de ales dintre Crow, Sandy, Meg, Chester. O alegere foarte grea. Chiar nu știu ce aș putea să aleg. Bă, o să-l iau pe Chester pentru că mereu mi l-am dorit. Așa că luăm pe Chester. Aceasta este alegerea mea. Spuneți-mi în secțiunea de comentarii voi ce ați fi ales. 100 de credite și aici avem primul skin pe Shelly. Aici avem al doilea skin pe Shelly. Skinul pe Shelly, adică ăla cel mai șmecher, Shelly Danger. În sfârșit, după 5 ani, reușesc și eu să fac 30.000 de trofee. Eu zic că îmi va da un skin sau gold, nu știu de ce. Ok, Brawler, am deblocat Brawler pe Otis. Bine, mă, bă, nu mă așteptam.